Am fost invitat în gală la RXF de mai mulți oameni, de 2-3 ani. Am și aici dovada, vă pun imediat. L-am refuzat pe Stănică, pe organizator. L-am refuzat pe Stănică, pe organizator, de ani de zile, de când a început competiția asta. Eu am fost primul om, primul artist din România contactat de el. Am fost primul artist contactat de el să intru în ring. Am acceptat, doar că mi-am pus punctul meu de vedere și pretențiile mele. Și am spus, da, eu câștig niște bani, am o imagine și vreau să fiu plătit și respectat la nivelul pe care mi-l merit eu. Da? Nu au putut să se ridice niciodată oamenii la nivelul de a-mi respecta condiția mea, din diferite motive, și atunci nu s-a ajuns la nicio concluzie. Am și dovada aici. Am și dovada aici, o secundă. Cum întorc camera, o secundă. O secundă. Cum întorc camera, mă? Ah, gata. Am și dovada aici, o secundă. Bun. Noi suntem București, frate! Okay. Am dovada aici și ascultați voi. Okay, și asta este o conversație între mine și Stănică, organizatorul RXF, da? E o discuție avută cu el dimineață. Ascultați. S-a avut lumea aici că tot s-a creat discuția asta. Ideea e în felul următor. Îți aduce aminte atunci când mă provocase pe mine o persoană și, da, și m-a provocat prin injurii? Îți aduce aminte? Da, m-ai rugat odată că, domne, nu lupt și că chiar n-am avut discuția asta mai demult. Ai înțeles? Am spus, nu lupt, nu intru cu ăștia care mă înjură pe mine de morți și de familie și așa mai departe, care caut doar reclamă pe spatele meu. Sau ce aminte că ți-am spus treaba asta, da? Da, de mult asta, da. A, așa, bun. Cum a băiatul ăsta de câțiva ani de zile, din 2020. O secundă. O să țin camera pe mine, fiindcă mi-e frică să nu-mi blocheze live-ul, da? Că n-avem voie. Important e să auziți, da? Ascultați. Ați văzut că este Nică în apel cu mine acolo, pe TikTok, da? Și ascultați conversația. 20.000 da? E familia. O secundă. Și copii, mai de mult. Ai înțeles? Deci. Și m-am provocat prin injurii. Ți-aduce aminte? Da, m-ai rugat odată că, domne, nu lupt și că chiar n-am avut discuția asta mai demult. Ai înțeles? Am spus, nu intru cu ăștia care mă înjură pe mine de morți și de familie și așa mai departe, care caut doar reclamă pe spatele meu. Sau ce aminte că ți-am spus treaba asta, da? Da, de mult asta, da. Așa, bun. Acum băiatul ăsta de câțiva ani de zile, din 2020, mingile mie, familia și copiii. Un gest foarte urât din partea lui, am intervenit cu fel și fel de oameni, cu fel și fel de prieteni din țară. E un câine fără stăpân și nu prea ține cont de nimeni, ai înțeles ce zic, toată lumea îl caută să-l bată, nu are nimeni în spate cum visează, el în sfârșit. Acum eu, din bun simț și cu toate că el a jurat, a venit să sără cu el în live, ambiția mea este să pun un apel să-l bat rău de tot, să spun sincer în toată inima mea, pentru că mi-a jurat familia și am o mare ambiție cu el, cel mare dușman al meu care mi-a jurat copiii mei. Vreau să-l bat foarte mult timp și nu-l prinde nimeni pentru că stă numai fugit și când a venit în țară spunea că de locația și n-a dat nicio locație și am dovezi clare cu el când mă întreabă unde semna cântare și îi dau și locația și astăzi o să postez toate conversațiile, da? În care îi dau locația, oră exactă și îi spun hai vino încoace să ne batem și n-a venit, da? Aseară, fiindcă știam că toată lumea se uită, da? Și a prins la jumate și trebuia să accepte, ai înțeles? Dar el mă evită să știi treaba asta. Eu am intrat și l-am invitat frumos în gala ta. Da, el m-a sunat aseară. La cererea mea? Da. Eu? Am luat inițiativa și am spus, băi, distribuiți.
Hai să ne batem, dacă tot mă înjuri pe aici pe net și vrei notorietate, hai să intrăm în gală să ne batem. Ai înțeles? Nu am nevoie de bani de la gala asta, am zis nici eu. Adică nici eu, domne, că mă bat pentru la... Bine, frate, zic, nici tu, nici eu, ne batem amândoi pur și simplu, dar am și o rugăminte la tine, am spus. De asta termină cu înjurăturile și cu jimnirile la familia mea. Am stabilit un lucru, data seara pe stănică și haide, da? Te-am sunat, am stabilit, am intrat cu tine, am stabilit să intrăm și așa mai departe, da? După 20 de minute, i-a jimnit din nou familia. Ai înțeles ce zic? După 20 de minute. Am înțeles. Ai înțeles ce zic? N-am putut să intru, frate. Deja am făcut o greșeală că am intrat cu ăștia care au avea mie familie pe aici. Deja am făcut o greșeală din punctul meu de vedere. Că am intrat și le-am dat apă la moară. Bun, trebuie să fac ceva important.